Bună ziua! Bine ați venit la o lecție de matematică pentru clasa 1. Dragii mei, fac această postare de la sediul Alcorandi din București, unde vă aștept la Before School, After School, cursuri, meditații, pregătire pentru examene și diverse alte activități extracurriculare, precum caligrafie, lectură, teatru în limba engleză, dezvoltare personală și multe, multe altele pe care le veți afla când veți ajunge aici. Lucrăm atât în clasă cât și online. Și acum vă rog, v-ați abonat? Faceți captură de ecran acestor pagini pe care urmează să le lucrăm. O pagină, două, trei. Și să începem cu începutul, nu? Exercițiul 12. Ordonează crescător rezultatele exercițiilor date pentru a putea completa propoziția dată. Haideți să calculăm. 12, 80 minus 63. 0 minus 3 nu se poate, ne împrumutăm alături și o să spunem 10 minus 3 este egal cu 7. La 8 ne-a rămas 7 pentru că ne-am împrumutat. 7 minus 6 este egal 1. Rezultat 17. 62 minus 26. 2 minus 6 nu se poate, ne împrumutăm alături. Și vom spune 12 minus 6 este egal cu 6. În loc de 6 ne-a rămas 5 pentru că ne-am împrumutat. 5 minus 2 este egal 36. 47 plus 5. 7 plus 5 este egal cu 12. Îl scriu pe 2 și îl țin minte pe 1. 1 din minte plus 4 este egal cu 5. 45 plus 45. 5 plus 5 este egal cu 10. Îl scriu pe 0 și pe 1 îl țin minte. 1 din minte plus 4 este egal cu 5, plus 4 este egal cu 9. 35 plus 25. 5 plus 5 este egal 10. Îl scriu pe 0 și îl țin minte pe 1. 1 din minte plus 3 este egal cu 4, plus 2 este egal cu 6. Rezultatul 60. 91 minus 83. 1 minus 3 nu se poate. Ne împrumutăm alături și obținem 11. 11 minus 3 este egal cu 8. În loc de 9 ne-a rămas 8 pentru că ne-am împrumutat și atunci 1 minus 8 este egal 0. Nimic. Rezultatul este 8. 50 minus 9, 10 minus 9, 0 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm alături, 10 minus 9 este egal cu 1 și în loc de 5 mi-a rămas 4, rezultat 41. 32 plus 49, 2 plus 9 este egal cu 11, îl scriu pe 1 și 1 țin minte, 1 din minte plus 3 este egal cu 4, plus 4 este egal cu 8. Rezultat 81. 74 minus 49. 4 minus 9 nu se poate și ne împrumutăm alături, spunem 14 minus 9 este egal cu 5. În loc de 7 ne-au rămas 6 pentru că ne-am împrumutat, 6 minus 4 este egal cu 2. Rezultat 25. 38 plus 58. 8 plus 8 este egal cu 16. Scriu 6 și țin minte 1. 1 din minte plus 3 este egal cu 4, plus 5 este egal cu 9. Rezultat 96. Și acum ordonăm crescător 8, 17, 25, 36, 41, 52, 60, 81, 90, 96.
și am obținut, păpădia este o plantă medicinală. Sau aromatică. Problema 13. Ioana a citit într-o carte despre păpădie de la pagina 7 până la pagina 15. Câte pagini a citit Ioana? 15 minus 7 este egal cu 8. Ioana a citit 8 pagini. Exercițiul 14. Păpădia a văzut soarele. Colorează doar razele care au ca rezultat numere pare. 56 minus 32 este egal 24. Colorăm. Colorăm unde scrie 24 plus 32 este egal cu 56. 25 plus 27 este egal cu 52. Colorăm. Deci 25 plus 27 este egal cu 52. Mai departe, 29 plus 31 e egal cu 70. Și colorăm și aici. Exercițiul următor. 15. Trei fluturi pornesc la întrecere de pe floare de păpădie. Unul zboară din două în două flori, altul din trei în trei flori și ultimul din patru în patru flori. Pe câta floare din rând se vor întâlni iarăși cei trei fluturi. Primul flutur zboară pe florile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Al doilea zboară pe florile 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 și al treilea zboară pe florile 1, 5, 9, 13 și 17. Fluturii 1 și 2 se întâlnesc pe floarea 19, iar fluturii 1 și 3 se întâlnesc pe floarea 17. Se putea rezolva și altfel. Calculează pentru a ajuta albinuța să ajungă la floare. Și albinuța pornește de la 72 minus 28 este egal cu 44. 44 plus 16 este egal cu 60. 60 minus 29 este egal cu 31. 31 plus 49 este egal cu 80. 80 plus 15, nu, pardon, din dreapta, 80 minus 63 este egal cu 17, 17 plus 38 este egal cu 55, 55 plus 15 este egal cu 70. Problema 17. Diana vrea să știe câte steluțe s-au împrăștiat dintr-o păpădie. Calculează tu știind că numărul steluțelor reprezintă rezultatul diferenței dintre suma vecinilor numărului 39 și cel mai mare număr par cu cifra zecilor 1. Patruzeci și 37 sunt vecinii lui 39. 40 plus 38, pardon, este egal cu 78. 78 minus 19 este egal cu 20 și, hai să vedem, 78 minus 19 este egal cu 29. Problema 18. Descoperă regula și scrie ce numere se găsesc pe florile pe care urmează să poposească albinuța. Observăm că se numără din 4 în 4, numără descrescător din 4 în 4. 82
78, 74, 70, 66, 62. Problema 19. Aura și-a propus să facă o coroniță din flori de păpădie. Ea a cules 46 de flori și a primit de la prietena ei încă 51 de flori. Dintre acestea, 13 s-au ofilit. Câte flori are coronița aurei? Să vedem câte flori are în total aura la început. 46 plus 51 este egal cu 97. Și câte flori au rămas după ce s-au ofilit? 13. 97 minus 13 este egal cu 84 de flori. Problema 20. Mariana a citit o carte despre plantele medicinale în 3 zile. Observă datele din tabel și răspunde la întrebări. Luni a citit 15 pagini, marți 19 și miercuri 32. A. Câte pagini a citit luni și marți? 15 plus 19 este egal cu 5 plus 9, 24, îl scriu pe 4, pe 2 îl țin minte, 2 din minte plus 1, 3, plus încă 1, 4. Deci 44. B. Cu câte pagini a citit mai mult miercuri decât luni? 32 minus 15 este egal cu 17. Câte pagini are cartea? 15 plus 19 plus 32. 5 plus 3, 8 plus 2, 10, scriu 0 și 1, țin minte. 1 din minte plus 1, 2, plus 1, 3, plus 3, 6. 60 de pagini. Problema 21 sau exercițiul 21 alcătuiește exerciții cu numerele date. 27 plus 63 este egal 90. 63 minus 27 este egal 36. 36 minus 27 este egal 9. 36 plus 27 este egal 63. 63 minus 36 este egal 27. 63 plus 36 este egal cu 99. Exercițiul 22 scrie pe steluță litera corespunzătoare fiecărui rezultat și află cuvântul scris. Ascuns. Haideți să vedem. 71 minus 32 este egal cu 39. 39 plus 32 este egal cu 71. 72 minus 26 este egal cu 46. 72 minus 46 este egal cu 26. 90 minus 18 este egal cu 72. 90 minus 72 este egal cu 18. 56 minus 20. Nu. 56 plus 28 este egal cu 84. 84 minus 28 este egal cu 56. Minus 41 minus 49 este egal cu 42. 49 plus 42 este egal cu 91. Am obținut cuvântul vorbă. Bun. Aceasta a fost lecția noastră de astăzi. Vă mulțumesc pentru participare. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Îmi este de mare folos. Și nu uitați să vă abonați. De asemenea, nu uitați că la Alcorandi vă așteptăm începând cu 1 septembrie, luni.